Turneul Național de Educație Istorică 2022 e o continuare a turneului din 2019 de promovare a filmului documentar Maria, Inima României, include anul acesta și noua versiune a filmului Regele Mihai, Drumul către Casă. Astăzi, turneul a poposit la Deva, iar la Centrul Cultural Drăgan Muntean, începând cu ora 19, va rula documentarul Maria, Inima României. Nici nu se putea o zi mai potrivită, pentru că astăzi, de sânziene, este sărbătorită și Ziua Mondială a Iei Românești. Și este bine cunoscută dragostea Reginei Maria pentru costumul popular pe care îl purta cu mândrie. Mâine, sâmbătă 25 iunie, de la aceeași oră, sunteți invitați la vizionarea documentarului Regele Mihai, Drumul către Casă. În acest weekend veți putea viziona la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva două filme de excepție. Unul dintre ele va fi în această seară, vineri, 24 iunie, de la ora 19, și anume Regina Maria, Inima României. Iar mâine seară, 25 iunie, de la ora 19, tot în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean, va rula filmul Regele Mihai, Drumul către Casă. Așadar, vă așteptăm cu mare drag să fiți alături la acest eveniment deosebit pentru municipiul Deva. Vă prezentăm la Centrul Cultural din Deva astăzi filmul Maria, Inima României, o premieră în Deva a acestui film istoric de la orele 19 cu intrarea liberă, iar mâine, sâmbătă, 25 iunie, prezentăm filmul cu Regele Mihai, Regele Mihai, Drumul către Casă, este ultima producție istorică produsă de noi în București în 2021, iar pentru deveniu avem varianta lungă de 50 de minute, care am finalizat-o de Paște în 2022. Suntem bucuroși să fim în Deva pentru prima dată, să arătăm două filme istorice în acest oraș minunat istoric. Practic, aceste două filme fac parte din trilogia istoriei moderne a României și fac parte dintr-un turneu la nivel național care va trece prin cel puțin 25 de orașe. Vă așteptăm la Centrul Cultural astăzi și mâine, începând cu orele 19. Intrarea este liberă.